se faire dans ce troisième dimanche du Grand Saint-Carême. Je vais d'abord parler en moins quelque chose, puis après je vais essayer de prendre beaucoup de drumului nostru, a parcursului nostru ascetic, a Sfântului și Marelui Post. Și spun la mijlocul
bine, în duminica de astăzi, trebuie să înțelegem că toate se rezumă, toate aceste chemări specifice, se rezumă la una singură. De aceea că noi astăzi trebuie să parcurgem drumul postului al ascezei. Mai bine zis, că noi urcăm spre Domnul, spre Hristos, spre Dumnezeu. Urcăm depunând efort, pentru că suntem porniți, din păcate, cu firea noastră cea căzută, în sens invers. Și ca și orice situație de a urca pe rând împotriva coborârii apei, împotriva sensului apei, simțim efort foarte mare a merge în contra curentului. Simțim efortul foarte mare de a merge, de fapt, în viață, împotriva noastră înșine. Și de aceea, legat de cruce, Hristos le spune ucenicilor așa, că cel ce voiește să vină după mine, sigur, revin la această formulă, să se lepede de sine. Deci, în primul rând, să roade pe deasupra sinelui. Să vadă cum se depășește pe sine însuși, să-și acruce asta, și la pentru că pentru ei, sonoritatea acestor cuvinte era totul alta decât pentru noi astăzi, și să-i numeze Dumnezeu. Aș începe prin aceste cuvinte. Oricine voiește să vină după mine. Sau toți aceia care doresc să vină după mine. Asta înseamnă că sunt și unii care nu doresc să meargă după ei. Este adevărat, dintotdeauna au existat și vor exista și unii care nu doresc. Pentru aceea, Hristos nu le impune nimic. Pentru că, în virtutea libertății lor, ei au dreptul să nu dorească să meargă după El și, în consecință, pot să ajungă acolo unde nu este El și să dăinuie. Pentru că, totdeauna, acolo unde nu este El. Acum, că ei cred că nu dăinuie pentru totdeauna și că viața nu ia sfârșit la groapă, asta e eroarea lor. Hristos nu dezbate despre asta atunci pe loc. Ci le spune că acei care doresc să meargă după El, ce să facă? Să se lepede de sine. Iubiții mei, aceasta este prima măsură pe care omul o poate lua pentru a începe să se apropie de Dumnezeu, având în vedere că s-a depărtat de Dumnezeu tocmai pentru că s-a luat pe sine în brațe. Adică ce s-a întâmplat? Omul s-a îndepărtat de Dumnezeu atunci când nu a mai împlinit voia lui Dumnezeu, ci voia sa. Când a îmbrățișat propria sa voință, când a făcut propria sa lucrare, a împlinit propriul său plan pentru desăvârșirea sa personală. Amintiți-vă că diavolul i-a spus lui Adam că nu i-a lăsat Dumnezeu să mănânce din pom ca să nu devină ca el, ca Dumnezeu. Și că deci, mâncând, vor deveni ei înșiși Dumnezei. Deci omul vrea să se mântuiască prin sine însuși. Omul vrea să se desăvârșească prin sine însuși. Să se înalte, ziceți ce vreți acolo, prin sine însuși. Ori Dumnezeu știe foarte bine că nu așa l-a făcut pe om. El care l-a făcut pe om, el știe că omul nu funcționează așa. Și știind că nu funcționează așa, ne spune și nouă această taină. Omule, n-ai cum să faci prin tine însuți, că nu așa te-am făcut. Deci dacă vrei să vii la mine, unde, zice, să vină după mine, să meargă după Hristos, unde? Unde s-a dus Hristos? În Împărăția Cerurilor. Toate aveau să se caleze, să se așeze, să le înțelegem mult mai bine după moartea, învierea și înălțarea lui Hristos. La cer. Deci cel care vrea să dăinuie împreună cu Hristos în Împărăție, trebuie să nu parcurgă același drum al căderii și al morții ca Adam. Aflăm noi mai încolo că trebuie să se nască din nou. Acesta este botezul. Iar pe urmă ce să învețe? Să învețe să se lepede de sine, să renunțe la voia, preaslăvirea sa, la desăvârșirea sa prin sine, la acest sine mult, mult repetat. În greacă, sine sau eu, eu, de fapt, la nominativ, se spune ego. Și cred că și în latină se spune tot ego, pentru că e cogito
latină nu se spune ergo, așa. Nu știu cum se spune, bine, nu contează, dar cuvântul egoism, egocentrism și egolatrie sunt cuvinte care ne vorbesc despre lucruri ieșite sau în legătură cu sinele, în legătură cu eu însumi. Și toate aceste trei cuvinte, toate aceste trei stări ale omului țin de nelepădarea de sine. De omul care nu numai că nu s-a lepădat de sine, dar nelepădă. De sine, n-a ajuns la o minimă comuniune cu Dumnezeu și n-a ajuns la această minimă comuniune, s-a închis ca o carapace, ca o carapace a sa personală. Și de fapt, închizându-se, nu urmează să trăim împreună cu Dumnezeu și știm cum se numește lăbașul celor care dă inimile fără Dumnezeu, acela este întunericul, pentru că singura lumină este Dumnezeu, care acolo unde Dumnezeu este lumină, acolo este durerea, pentru că singura blândețe și luminiere și tămăduire și alinare a durerii este Hristos. Deci acolo unde El este, acolo este lumină, acela este iadul. Deci, cel care ci comuniunea, desăvârșirea. Deci desăvârșirea nu se poate decât în comuniune cu Dumnezeu. Și nelepădarea de sine duce la neputința de a intra în comuniunea cu Dumnezeu. Nelepădarea de sine are în om aceste trei drepte. Egoismul, care este o dezechilibru al omului în privința sinelui. Când omul se raportează defectuos la sine, la Dumnezeu și la oameni, sau la Dumnezeu, la oameni și la sine, atunci el, de fapt, nu își împlinește, nu se menține într-un echilibru pe care îl dă Dumnezeu în privința noțiunii de sine, în raportarea sa la sine, la om și la Dumnezeu. Și atunci, ca și multe alte isme despre care vorbim, nu comunism, multe alte tendințe, dezechilibre, le numim un ism la final, și egoismul este o astfel de trăire dezechilibrată. Vine după aceea egocentricul, care pune în centru existenței sale pe sine. Deci nu numai că nu se raportează corect la Dumnezeu, ci îl înlocuiește pe Dumnezeu cu sinele. Dar inconștient, nu până acolo la a se închina la sine. Însă îl înlocuiește inconștient pe Dumnezeu cu sine și în felul ăsta devine foarte sterb, de fapt. Urmă vine și egolatrie. Din păcate, foarte puțini spun despre sine că sunt egolatri, deși sunt în lumea asta oameni care îi cunoaștem, hai să vorbim despre trecut, că e mai simplu decât despre prezent, care au cerut ca ei, lor, să li se închine ca unor zei oamenii. De exemplu, Cezarul, împăratul roman, cerea ca lui să-i se închine omul ca unui zeu. Mai sunt și alte situații, unii care, invadând, ce știu, cucerind, ajungând peste niște popoare simple, li se impuneau acestora ca niște idoli, ca niște zei și erau cinstiți ca niște zei. Deci omul a ajuns și în acea zonă în care se credea pe sine zeu, se impunea altora zeu. Evident, este extraordinar de departe omul de comunia cu Dumnezeu când se pune pe sine în locul lui Dumnezeu. De fapt, este într-o stare anticristică pur și cu adevărat. Adică este pur starea de anticrist. Așa este diavolul, de exemplu, el este într-o stare de egolatrie. Iubiții mei, sunt lucruri foarte grave acestea. Sunt grave, în primul rând, pentru că ele rănesc atât de tare sufletul omului, încât nu-i sigur că își poate reveni, că se poate ridica omul din ele. Deja din egoism este foarte greu să se ridice omul. Foarte mulți ne gândim când auzim cuvântul egoism, că de fapt
Avem un egoism al proprietății, în ființa proprietății, că ne gândim la anumite lucruri că le vrem pentru noi, nu pentru alții. Și deci suntem egoiști. Dar nu este doar atât. Este tot ceea ce înseamnă lipsa mea de dărnicie și de jertfă față de celălalt. Asumarea crucii presupune întotdeauna jertfă. Și jertfa stă ca opus, jertfelnicia stă ca un opus al egoismului. Deci de fiecare dată când vrem să ne asemănăm cu Dumnezeu, suntem chemați să fim jertfelnici. Și de fiecare dată când nu suntem jertfelnici, suntem egoici. Și asta înseamnă și în familie, în relațiile dintre soți. Când unul iartă pe celălalt, când unul îl ajută pe celălalt, când îl susține sau îl bucură pe celălalt, în raport cu copiii, când reușim, sigur, nu vorbim aici de răsfăț sau de alte calități, ci a se vedea recomandările Sfântului Ioan Gură de Aur pentru soț și pentru copii, toate aceste lucruri trebuie să izvorească din modelul dragostei lui Dumnezeu și nu din modelul unei dragoste umane, pătimașe, dezechilibrate, în care și celor mici, și soților, le dăm nu în Duhul. Vedeți, din nou se transformă gestul nostru dorit, altruist, se transformă în gest egoist. Îi dăruiesc mult, nu pentru că mă jertfesc, ci dăruiesc mult ca să-l îndatorez față de mine. Deci să ținem cont că dăruire, multa dăruire a unuia față de celălalt, se poate face doar dacă ea nu presupune că celălalt devine dator, că e datoria mai rândul lui. Deci eu când îți jertfelnic, îți jertfelnic 5 minute, după care aș face mai datoria ta 5 minute să fii jertfelnic, și tot așa facem un schimb. Și atunci zicem că nu suntem egoici. De fapt, asta nu e altceva decât un joc, o manifestare în alternanță a egoismului. Deci jertfelnicia, sigur, întotdeauna o să ne inspirăm de la Hristos. Dacă vrem să vedem cum este a fi jertfelnic, putem să citim Evanghelii, să vedem mersul lui Hristos spre cruce, spre Golgota. Și acolo vom vedea ce înseamnă jertfă. Am vorbit deci despre stările prin care putem trece dacă suntem nejertfelnici, nelepădători de sine. Avem nevoie să punem deoparte sinele, nu să-l negăm, nu să-l uităm, nu să-l descompăm, nu să ne depersonalizăm, ci din contră, foarte voit, asumat și conștient, să facem din slujirea celuilalt, din slujirea lui Dumnezeu, din slujirea aproapelui, din jertfirea noastră către ei, să facem din asta un program de viață, cum și Hristos a făcut din asta un program de viață. Acum înțelegem tot mai mult de ce, într-adevăr, este noțiunea de cruce, taina crucii, este toiar de urcuș ascetic. Pentru că e foarte mare lucru acesta a te lepăda de sine, chiar și pentru o zi. Pe urmă, vorbește Hristos de asumarea crucii. Dar, în modul cel mai general, crucea pentru mulți înseamnă, e asociată cu tot felul de suferințe. A, crucea că au rămas vântul de foarte tânără, că poartă o boală incurabilă, că cine știe ce suferință are în casă. Multe forme pot să ia ceea ce noi numim cruce. Și zicem că, ca să fericit, cel care are asemenea greutăți își poartă crucea. Este și asta un lucru, într-un fel. Dar sigur că, ca și în privința lui Hristos, nu greutatea în sine, pentru Hristos ce-a fi fost? Stâlpul ăla mare de lemn, încă un stâlp perpendicular pe el, bătut în cuie, pus în spatele lui, să-și care crucea până la Golgota. Oare asta să fi fost crucea lui Hristos? O să zică unii, anul că nu mai și văzut în plus. Deci își duce detaliul greutatea de cruce, mai ia și păr, mai ia și bice, mai primește ce primește, ce timp în săptămâna mare toată această, acest via crucis al lui Hristos. Și înseamnă că asta e crucea lui Hristos. Viți mei, nu doar atât este crucea lui Hristos. Asta este la un nivel material și perceptibil. Crucea lui Hristos este, de fapt, a fi Dumnezeu plin de iubire și care își asumă dintr-o totală și nemai întâlnită smerenie și care nu va fi egalată niciodată în smerenie, își asumă omenitatea noastră, natura noastră umană.
Și lucrând, făcând toate cele mai bune lucruri pentru noi posibil, El poartă, de fapt, ce? Abandonul, trădarea, minciuna, judecata, păluirile, răstignirea, moartea și până la mormânt duce cu sine, de fapt, ura omului. Duce cu sine exact opusul a ceea ce trebuia să primească de la om. Deci crucea, de fapt, este, purtarea crucii, este, de fapt, împlinirea jertfei. Asta este a-ți lua crucea, a împlini concret în viața ta jertfa. Și Hristos pare să că ne cere nouă, pe lângă că ne cere să ne lepădăm de voința noastră, să ne lepădăm, să supunem conștient voia noastră să fie a împlini voia lui Dumnezeu, în plus de asta ne cere să facem un drum al crucii, să ne asumăm crucea Lui, să ne asumăm un parcurs al crucii Lui, sigur că noi ne vom asuma la o scară mult mai mică. Avem niște cruciulițe, nu crucea Lui Hristos. Oare e rezonabil Domnul? Poate să ne ceară atât de mult? Se pare că pentru unii a fost rezonabil. Și este rezonabil și pentru noi. Pentru că îl vedem pe unul ca Petru, bucurându-se că într-un final primește cu adevărat acest pahar al Stăpânului. Îl vedem pe Andrei, îl vedem pe toți apostolii, de fapt, în afară de Ioan, că toți primesc acest martiriu al izvorât din dragoste, izvorât din slujirea lor. Că biserica a întemeiat-o și a slujit-o și pentru aceasta aveau să bea același pahar pe care l-a băut și Mântuitorul. Adică să primească crucea ca jertfă, ca și prima vieții. Bun, dar noi nu suntem toți apostoli și nu suntem toți ucenici. Noi cum o să primim această cruce? Încercați, iubiții mei, să purtați cu dragoste crucea iertării. Încercați să purtați cu dragoste crucea smereniei, a gândului că suntem nevrednici, a gândului că eu sunt mai păcătos decât soția, soția decât soțul, un copil decât fratele său, mai ales cei care pot să raționeze în sensul ăsta. Deci să ne asumăm milința, să ne asumăm virtutea cu adevărat, nu pentru alt motiv decât pentru că asta ne apropie de Dumnezeu. Și vom vedea că numai una din aceste lucruri asumându-ne e foarte greu. Că numai una din aceste asceze, asumându-ne, asudăm. Ce ar însemna să ne asumăm rugăciunea atâta cât ar trebui ea să fie? Cât ar trebui ea să fie? Păi atâta câtă nevoie are viața noastră de vorbirea cu Dumnezeu. Altfel spus, o veșnicie, dacă ne s-ar cere să vorbim cu Dumnezeu, ne-ar plăcea? Pentru că Dumnezeu asta va privi în inima noastră la judecata de apoi. Ți-ar plăcea să stai de vorbă cu mine, omule, o eternitate? Dacă da, vino și stai. Iar dacă nu, du-te acolo unde nu te invadezi, unde prezența mea de Dumnezeu nu te incombă. Deci, întrebarea este, până la acel ceas, avem noi nevoie să ne învățăm, să-L descoperim pe acest Dumnezeu, ca să putem, cu adevărat, să vorbim cu El cu eternitate? Viața veșnică va fi o eternă rugăciune, o eternă comuniune de cuvinte rostite sau nerostite, cuvinte ale culorii, cuvinte ale sunetului, cuvinte ale mirosului, cuvinte existențiale pe care le va crea sufletul nostru în comunie cu Dumnezeu. Deci câtă nevoie avem de rugăciune? Numai atât. Cât să ne învățăm ca ființa noastră să vorbească neîncetat cu Dumnezeu. Numai numai. Și atunci, dacă ne punem problema acestei nevoi a rugăciunii, cum să înțelegem asumarea crucii? Hristos s-a rugat, iubiții mei, dându-ne și nouă pildă de rugăciune și ne-a spus și nouă, rugați-vă neîncetat ca să nu credeți în ispită. Este una din formele crucii pe care le putem asuma. Deci, iubiții mei, să nu căutăm doar nivelul cel mic. Și acela e bun, dacă încă l-am ajustit ieri, să începem cu acela, cu asumarea unei cruci lumești. Dar ea nu se oprește acolo.
Deci taina crucii nu se oprește nici la boală, nici la supărări, nici la neajunsuri, la neîmpliniri. Ea trece dincolo de asta, trece înspre cumplirea noastră de Dumnezeu, trece la jertfirea noastră. Apropo de asumare, a durerilor, a necazurilor, de această cruce, am zice noi, de nivel material, dacă vreți, nivelul acesta este și el important. Pentru că dacă nu trăim suferința noastră în Hristos, acolo, atunci trăim doar suferința. Dacă o trăim în Hristos, atunci trăim în lucrurile. E o mare diferență între cele două. E o mare diferență să căutăm toate cele care se petrec în viața noastră, și bune și rele, să le căutăm undeva, să le proiectăm în zona comuniunii noastre cu Dumnezeu. Să înțelegem că, una oară, cum spuneau bătrânii, lasă să plătesc din păcatele mele și să nu le plătesc în viața de apoi. Sigur că nu putem noi, ce am putea noi să aducem în schimb pentru sufletul nostru. N-avem ce concret să aducem pentru păcatul nostru. Doar smerenia și rugămintea de iertare sunt cele care pot să vină. Dar ele mai pot să fie însoțite de o podoabă frumoasă, de milostenie. Milostenia este cea care mă face, într-adevăr, să am milă și de medicul care a greșit. Medicul care a greșit și n-a fost perfect și nu m-a tratat perfect. Să-l iert. Nu ați remarcat cât de mult se întorc astăzi oamenii împotriva celor care tratează? E adevărat că vedem și noi în România un sistem medical dezastruos. Și, într-o anumită măsură, simți o normalitate lumească pentru toate lucrurile acestea. Dar în plan duhovnicesc nu e așa. Nu e așa. Pentru că în plan duhovnicesc nu contează lungimea vieții tale. Contează dacă suferința ta a închinat lui Hristos și nu te-ai despărțit de El și în toiul suferinței tale ca Iov, sau te-ai despărțit și ai lăsat cuvântul Domnului deoparte să-L ierți, să-L judeci, să-L ierți, să-L ierți, să-L ierți, ai lăsat deoparte cuvântul lui Dumnezeu și ai mers înainte cu cuvântul înțelepciunii tale. Deci, care va fi mai câștigat? Cel care va primi câștig de cauză și justiție în această lume, dar a lăsat deoparte îndemnul lui Dumnezeu și n-a descoperit cum aia să simți în cartea ta, în trupul tău, cuiele iertării, sau cel care s-a încredințat lui Dumnezeu, a făcut tot ceea ce stat lui omenește posibil, dar dacă n-a putut mai mult, a zis Domnul a dat, Domnul a luat, firmele Domnului binecuvântat. Nu s-a repădat nici de Dumnezeu, nici de cuvântul Său. Deci, vedeți, crucea poate să ia multe probleme. M-am legat doar de un singur exemplu. Nu îndrăznesc să vă mai țin, pentru că exemplele ar fi foarte multe. Dar acestea sunt câteva crâmpenii din ce ar putea însemna crucea noastră. Tot efortul pe care îl facem să-L înțelegem pe Hristos în parcursul mântuirii pe care ne-a adus-o, în acest curcuș al lui Hristos spre Golgota, în asumarea tuturor lucrurilor pe care omul le-a adus împotriva lui Hristos, deși Hristos a venit să-L mântuiască, toate aceste lucruri sunt cruce. Este un drum al crucii. Și ne-a pus Biserica la această duminică, ca gândindu-ne la ele, să avem o încurajare, să avem un sprijin în ele, atunci când simțim că e greu să postim. O fi greu să postim în vieții mei, nu zice nimeni nu, dar va fi și mai greu să trăim departe de Hristos. Și avem nevoie, pentru că nu El s-a depărtat de noi, ci noi ne-am îndepărtat de El, și de aceea avem nevoie de acest drum de întoarcere către El. Nu viceversa. Ei bine, ne arată Hristos că sunt unii care erau acolo de față și care nu vor vedea moartea până vor vedea Împărăția Cerurilor venind cu putere. Cine sunt aceia? Sunt aceia care vor vedea că, de fapt, omul se suie la tronul Preasfintei Treimi, în acesta care le vorbește. Numai departe Ioan Evanghelistul. El era